Să să fie Domnul! S-a citit acest pasaj frumos și parcă Dumnezeu de azi dimineața anticipa ceea ce vrea să ne vorbească și ceea ce vrea să ne învețe. Este un pasaj care ne îndeamnă la vechere, care vorbește despre zilele din urmă și în aceste zile din urmă se întâmplă atâtea fenomene și atâtea lucruri și sunt uh, lucruri evidente, nu mai trebuie să punem la îndoială, nu mai trebuie să facem studii, nu mai trebuie să facem speculații ca să ajungem la o concluzie. Cuvântul Domnului este foarte clar și împrejurările în care noi ne, noi ne învârtim și în care noi trăim acum sunt explicite, nu mai necesită niciun fel de explicație, niciun fel de, de argumentare, că noi de fapt trăim vremurile din urmă și uh, unul dintre aceste lucruri care frământă acum nu numai România, nu numai un oraș, nu numai uh, o țară, ci lumea întreagă este această pandemie și Vreau să vorbesc câteva lucruri despre această caracteristică a vremurilor din urmă, legată de această pandemie. Și dacă vă amintiți, data trecută vorbeam despre privilegiile pandemiei. Astăzi vreau să vorbesc despre pericolele pandemiei. Pericolele pandemiei. Pentru că văd că lumea este parcă tot mai panicată, tot mai stresată, tot mai, tot mai uh, agitată, tot mai. Uh, mult este această noțiune a pandemiei, a epidemiei, a bolilor și lumea parcă a constatat că nu numai este așa ceva normal, temporar, care poate vine, ține o lună, două, deja sunt deja luni bune de când persistă această problemă în omenire și deja a devenit o, o, un pericol adevărat. Dacă până Probabil înainte, cu o lună de zile, mă întâlneam cu persoane și spuneau, tu chiar crezi în pandemie. Astăzi, din păcate, uh, sunt poate unii chiar dintre ei în, în asemenea împrejurări și ne rugăm pentru ei și Dumnezeu să-i întărească. Dar vreau să vedem care sunt adevăratele pericole ale pandemiei. Pentru că noi toți ne temem de pericolul acesta evidente, de să nu contaminăm, să nu pățim ceva, să nu pățim anumite lucruri și uitați-vă, în primul rând, primul pericol al pandemiei este acel, acest pericol al părăsirii. Pericolul părăsirii. Atunci când ești diagnosticat pozitiv, imediat trebuie să intri în autoizolare, imediat trebuie să fii internat nu știu câte ore, imediat vine ambulanța de pe tine, vin mascații, vin tot ce vreți noastră, depinde unde ești. Și intri în această stare de izolare. Tehnicienii care mai sunt aici cunosc foarte bine despre ce vorbesc. Eu, prin harul Domnului, n-am avut ocazia să fiu în aceste împrejurări, dar ne rugăm și pentru ceilalți. Și Involuntar apare această stare de izolare și aceasta este un pericol mare. Sunt persoane care nu pot să stea singure, sunt persoane care sunt foarte sociabile, sunt persoane care sunt foarte deschise, foarte comunicative și foarte greu le, le pui în această postură, să stea în izolare, să stea în această internare, în această carantină, în această autoizolare. Și pentru foarte mulți, acesta parcă ar fi unul dintre marile pericole a pandemiei, dar adevăratul pericol al părăsirii. Este, este pericolul acesta care îl menționează cuvântul Domnului și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Nici măcar nu erau zidite cetățile lor, nici măcar nu erau zidite cetățile lor, s-au pocăit și Dumnezeu a avut milă de ei și Dumnezeu i-a întărit și Dumnezeu a fost acela care a ajutat. Deși Nemia spune despre ei și despre familiile lor și despre cei din jurul lor și uitați-vă ce spune cuvântul Domnului în Nemia capitolul 10, Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim drumul. Aceasta era perspectiva sumbră a unora dintre iudei, a unora dintre oamenii pe care Dumnezeu a hotărât să-i scoată din robia babiloniană și să-i aducă înapoi în țara lor. Dar uitați-vă ce, ce, mult îmi place, că nici măcar nu au apucat să-și cunoască ținuturile lor. Nu au apucat să vadă casa lor veche, care au lăsat-o poate de la bunici, de la străbunici, de la cineva care s-a trudit pentru casa lor și au început să zitească casa lui Dumnezeu. Și ceea ce mi-a plăcut foarte mult, în Nemia, capitolul 10, vine cuvântul Domnului și spune căci copiii lui Israel, versetul 39, și fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grâu, de mus și de unde lemn. Acolo sunt uneltele Sfântului Locaș și acolo stau preoții care fac slujba ușierii și cântăreții. Astfel, ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Astfel ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Dar de unde această hotărâre iudeilor? Că voi sunteți aici ca și un trib, așa. Voi sunteți înconjurați de sambalat, de tobia, de toți care vor să vă nimicească. Voi nici măcar nu aveți casele voastre. Cum adică să nu părăsiți casa Dumnezeului vostru? Dar mergeți, faceți-vă viile voastre, vilele voastre, aranjați-vă conturile în bancă și după aceea mai veniți și la biserică, dacă mai rămâne timp. Nu, prioritatea lor, știți care era? Ne-am hotărât să nu părăsim casa Dumnezeului nostru. Asta este unul din marile pericole ale pandemiei, când, când poporul lui Dumnezeu, nu ateii, când cei care l-au cunoscut pe Dumnezeu nu mai vin la biserică. Nu mai vin la biserică. Eu nu vorbesc de cei care sunt internați, că nu sunt absurd. Nu vorbesc de cei care poate sunt în vârstă și ca măsură de precauție nu mai vin și Dumnezeu să-i cerceteze pe fiecare un... acolo unde sunt. Dar sunt atâția tineri, sunt atâția oameni care nu mai vin la biserică după pandemia aceasta și în perioada acestei pandemii. Și m-am tot întrebat, m-am tot întrebat, oare de ce, de ce se tem ei? de ce nu vine ei la biserică, de ce nu-și realizează că e acest un pericol extraordinar de mare să părăsești casa lui Dumnezeu. Mai mare decât pericolul acela al internării, al izolării și al, al carantinării și ce vreți dumneavoastră, este acest pericol că nu mai vii la casa lui Dumnezeu. Vă spun sincer, când fratele păstor amintea azi dimineață despre acel sistem de uh, dezinfecție, de uh, pregătirea sălii pentru biserică, m-am așteptat ca să fie acum seara să fie aici plin. Nu că urma să spun eu câteva cuvinte, dar m-am gândit că frații care uh, au invocat până acum acest motiv că nu vin la biserică de frica virusului, vor da nevală și vor fi aici plini, nu vor mai avea locuri, va trebui să facem două programe. Mi-a părut foarte rău când am văzut și eu pe listele acelea că nu s-au scris nici măcar 200, nu știu exact cât au fost ca să nu exagerez și să nu greșesc, dar s-au scris foarte puțini. Am crezut și eu, ca și alții, că probabil de aia nu mai vin la biserică, că nu încap nici măcar acum când am avut ocazia aceasta, nu au mai venit oameni la biserică și acesta este un pericol enorm, să părăsești casa lui Dumnezeu. Să crezi că poți să trăiești pocăința ta așa de unul singur. M-am întâlnit cu cineva care spunea, eu nu mai vin la biserică, că X și Y mi-a făcut ceva. Și am spus că și eu am avut această uh, uh, concepție greșită și am încercat să vorbesc și parcă oricum spuneam, nu, nu, nu că nu e așa, și m-am gândit, oare cum poți tu să trăiești așa viața ta de pocăință cu Dumnezeu? Pentru că uitați-vă ce spune Apostolul Pavel, presupusul autor al Epistolei către Evrei, în Evrei, capitolul 10, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Pentru unii nici nu mai e o problemă, că vin sau nu vin la biserică. Și cum se amintea așa dimineață, poate mai stau și cu ceașca de cafea, nu știu dacă am spus-o aici sau în altă parte. În perioada pandemiei eram cu o că nu îi dau numele, că nu are nicio importanță, pe ceva live, la slujbă împreună, și am văzut că cineva stătea pe fotoliu confortabil cu lazy și alte chipsuri. Deci, am rămas șocat când am văzut acest lucru și, și m-am gândit că oamenii aceștia nu realizează cât de mare pericol este să părăsești casa lui Dumnezeu. Nu pereți acestea ce sfințesc, nu oamenii de aici te sfințesc, nu, nu cineva care vorbește te poate ajuta, dar Dumnezeu se prezintă în casa Lui. Dacă, nu tu vii, dacă tu nu vii în prezența Lui Dumnezeu, oare cum vrei să depășești aceste perioade? Dacă tu nu vii în casa Lui Dumnezeu, dacă tu nu vii să ai părtășie cu Domnul, să fii din acela care să fie întărit de Domnul, oare cum crezi că vei depăși toate problemele care sunt în viața ta, care vor fi în viața ta și sau care vor veni în viața ta? Dumnezeu este acela care ne tensionează și ne spune aveți grijă de acest pericol al pandemiei. Nu stați acasă, nu vă imobilizați de frica virusului și să nu mai fiți la părtășie, să nu mai fiți în prezența lui Dumnezeu, să nu mai fiți la picioarele lui Dumnezeu. Și un al doilea pericol al părăsirii este acesta care îl găsim în cuvântul Domnului tot foarte asemănător cu ceea ce am spus deja și Apostolul Pavel iarăși vine cu o tristețe enormă și, pe lângă că avea atâtea motive să se îngrijească de alte lucruri, era în temniță, poate erau ultimele lui zile de viață. Și știți cel doar, uitați-vă ce menționează în 2 Timotei capitolul 4, versetul 10, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat în Tesalonic. Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit. Oare pentru cine e mai mare dragoste în seara aceasta? Oare pentru cine e mai mare preț în seara aceasta? Uitați-vă că Dima din dragoste pentru lume l-a părăsit și a fost acest pericol al părăsirii și a crezut că îl părăsește pe bătrânul și boșorogul de Pavel. Nu, el l-a părăsit pe acela care urma să-i dea sfaturi, acela care urma să-l conducă la credință, pe acela care urma dacă rămânea lângă el, cum a rămas Timotei, cum au rămas alții, poate ajungeau mari evangeliști, poate ajungeau oameni care să fie repere în viața aceasta peste secole și peste sute de ani. Dar ce trist! Că dragoste pentru lume a fost mai mare decât dragostea pentru Domnul. Ce trist că dragostea pentru lume este mai mare decât dragostea pentru biserică. Ce trist că numai atunci când ajungi să nu mai ajungi la biserică, îți dai seama cât de important este. Ne amintesc că eram în America și trei luni de zile n-am ajuns la biserică. Așa au fost împrejurările. Trei luni de zile mi s-au părut o veșnicie acele trei luni de zile. Am auzit că a venit și fratele Sandu Negrușer prin zonă, a venit și mine, misiunea Speranța și numai așa s-a potrivit că numai n-am ajuns la biserică. Dar când a urmat să mergem la biserică, așa de mult ne-am bucurat. Când a urmat să mergem la biserică, vă spun că nici n-am apucat să virăm pe strada cu biserica și deja parcă simțeam prezența lui Dumnezeu. Ce trist că unii stau și nu le mai pasă de biserică, nu le mai pasă de întâlnirea cu Dumnezeu, nu le mai pasă că Dumnezeu îi cercetează, nu le mai pasă că Dumnezeu le vorbește. Se împiedică nici și nigre, că toți sunt oameni, fraților, toți sunt oameni. Dacă, dacă, tu crezi că în ziua judecății vei putea să invoci acest motiv slab, acest motiv de doi bani, că nu te dus la biserică din cauza lui Cutare, că ți-a făcut nu știu ce, că ți-a făcut nu știu cum și ți-a făcut nu știu când, să știi că acest motiv nu va sta în picioare în fața judecății. Vorbim de acest pasaj, ați văzut cum ne îndeamnă Dumnezeu să fim gata, că va veni ziua aceea. Oare cum îți permiți să mai lipsești la biserică când poate poate fi ultimul program înainte de răpire? Cum îți permiți să stai în biserică așa relaxat și cum spunea cineva într-o predică, să juca pe telefon în fața, în fața predicatorului și el nu-i păsa că Dumnezeu este acolo, că Dumnezeu îi vorbește, că Dumnezeu urmează să-L cerceteze. Știți de ce? Pentru că și-a părăsit dragostea de Dumnezeu și a părăsit dragostea de Dumnezeu. Și o altă părăsire foarte gravă este ceea ce, că poate sunt oameni care vin la biserică, poate sunt oameni care încă nu părăsesc adunarea, încă oameni care nu părăsesc oamenii lui Dumnezeu din dragoste pentru lume, ci rămân lângă Dumnezeu, rămân lângă Biblie, rămân lângă Scriptură. Dar știți cum este? Viața aceasta este cu probleme, cu încercări. Și Isus s-a întrebat, că dacă ar fi întrebat un simplu om, m gândit că poate întreabă așa, că vrea să pară inteligent și pune și el o întrebare retorică. Nu, dar uitați ce spune Isus în pilda judecătorului nedrept, Luca 18 cu versetul 8, vă spun că le va face dreptate în curând aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, dar când va veni fiul omului, când va veni acea zi despre care am auzit această dimineață și despre care vom auzi și pe mai departe, știți ce spune Dumnezeu problema? Nu spune problema câți vor fi diagnosticați, nu spune problema câți vor fi morți, câți vor fi în viață, câți vor fi internați, nu. Știți ce spune problema? Va mai găsi el credință pe pământ? Să nu te părăsească credința nici în pandemie. Să nu te părăsească credința nici, nici atunci când vezi că bântuie boala în jurul tău și psalmul spune o mie se cadă alături de mine și zece mii la dreapta mea, dar tu să ai credință că Dumnezeu este cu tine, tu să ai credință că Dumnezeu este cu tine și în spital și acasă și în avion și în submarin și oriunde ajungi în lumea aceasta, Dumnezeu este cu tine. Mai ai această credință sau te-au părăsit? Dacă te-a părăsit această credință, ești într-un pericol extraordinar și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea această credință, Dumnezeu să-ți dea această putere și nu numai această credință, dar uitați-vă ce frumos spune tot Apostolul Pavel eu așa cred că Apostolul Pavel a scris: Evrei, uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Nu numai că să nu părăsești adunarea, să nu părăsești uh, casa lui Dumnezeu, să nu părăsești dragostea de Dumnezeu, să nu părăsești credința, dar uitați-vă! Pentru că aici se dă o bătălie extraordinară când vrăjmașul vine și spune: Uite că și tu, păcălitul, ai ajuns în situația asta, uite că și tu care l-ai slujit pe Dumnezeu, a ajuns să fii contaminat, a ajuns să fii uh, poate paralizat sau, mă rog, tot felul de boli și de probleme care apar. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel: să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră. Mă rog ca toți din această sală, mă rog ca toți cei care se urmăresc online, acum sau mai târziu, mă rog ca toți să aibă această încredere, să nu-i părăsească această încredere. În ciuda pandemiei care vine în jurul lor, în ciuda pronosticilor, în ciuda statisticilor, în ciuda împrejurărilor și în ciuda dovezilor, poate chiar și medicale, să nu te părăsească încrederea aceasta nici măcar în pandemie. Pentru că dacă nu mai ai nici această încredere, atunci ce vei mai avea? Uitați vă ce spune cuvântul Domnului. Să nu vă să nu vă părăsească, să nu vă părăsiți, dar încrederea pe care o așteaptă o mare răsplătire. Dumnezeu are mari răsplătiri pentru tine, indiferent unde ești. Dumnezeu are mari răsplătiri pentru tine, indiferent de diagnosticul care l-ai și mă rog, ca să nu fii prins și tu de acest pericol al părăsirii încrederii tale. Poate nu ești un om care îl nești pe Dumnezeu, poate nu ești un om care nești importanța bisericii, dar poate nu mai ai încredere, poate ești panicat, poate ești fricos, poate ești un om care nu mai ai speranță, poate ești un om care te tem să nu cumva să contaminezi și tu să ai contaminat și ți-ai pierdut această încredere. Mă rog ca Dumnezeu să-ți redea această încredere, pentru că ziua nu-i departe, fraților. Dumnezeu vine în curând. Ce trist ar fi ca acum la final să ne pierdem încrederea. Ce trist ar fi ca acum când Dumnezeu stă gata la ușă să bată, să găsească oameni care nu mai au credință care nu mai au încredere, care nu mai au putere să înainteze pe cale, care sunt puși la pământ din punct de vedere spiritual și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și acesta este primul mare pericol al pandemiei, pericolul părăsirilor. Și dacă până acum ai permis, ți-ai permis să părăsești Biserica lui Dumnezeu și poate mă urmărește online, să știi că ceea ce am spus eu acum, într-o zi, îți va fi de mărturie. Ceea ce ai auzit nu numai de la mine și de la alții și de la Cuvântul lui Dumnezeu. Într-o zi îți vei părea rău când nu vei mai putea să ajungi, când nu vei mai putea ajunge la biserică, când au fost bisericile închise, atâția oameni spuneau că ce rău că nu putem să ne adunăm, ce rău că nu se poate deschide biserica. Și m-am așteptat că atunci când s-a deschis prima dată să fie arhi plină curtea. Dar n-a fost chiar așa, au fost destul de mulți, dar încă mai încăpeau. M-am așteptat ca prima dată când s-a deschis Biserica să fie iarăși arhiplină și de fiecare dată să fie arhiplină, că am văzut ce rău e fără Biserică. Dar unii parcă i-au prins acest pericol mare și să ne rugăm ca Dumnezeu să-i întărească și Dumnezeu să-i aducă la lumina adevărului. În al doilea rând, pe lângă pericolul părăsirilor, este acest pericol al pierderilor. Este pericolul pierderilor. În această pandemie poți să pierzi mult. S-a pierdut economic, s-a pierdut financiar, uh, s-a pierdut multe uh, drepturi, dacă vreți, și libertăți s-au pierdut în perioada aceasta. Se amintea și azi dimineață, trebuia să scriem hârtii, trebuia să facem uh, tot felul de lucruri. S-a pierdut sănătate și unii chiar au pierdut și pe cei dragi. Și dincolo de toate aceste pierderi, care sunt extraordinar de dureroase uneori, și uh, ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească pe fiecare dintre noi de toate aceste lucruri, știți care este cea mai mare pierdere? M-am întrebat, Doamne, oare care să fie cea mai mare pierdere? Și m-am uitat la, la, la împăratul David, împăratul David a păcătuit și în urma păcatului urma să vină pedeapsa lui Dumnezeu. Și m-am gândit, Doamne, ce vrea acest om să nu piardă? Nu cumva vrea banii să nu-i piardă, nu cumva vrea să nu piardă armata, că dacă pierde armata nu mai este împărat. Nu cumva vrea să nu piardă ceva, nu știu, renume să nu piardă faima în fața oamenilor, așa cum a făcut altă dată Saul și a spus uh, Samuele, atunci, acum hai cinsteste-mă în fața oamenilor. Știți ce a vrut David să nu piardă? Uitați-vă ce spune psalmistul David în psalmul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sunt. Nu lua de la mine Duhul tău cel sunt. Vrei să mai ai bani în continuare în pandemie? Asta e singurul tău cel din, din toată această pandemie. Vrei să fii numai sănătos, așa, fizic? Asta e singurul tău scop din pandemia aceasta. Pentru asta nu mai trăiești ca să fii, să nu cumva să te contaminezi. Uitați-vă ce a dorit acest Sfânt al lui Dumnezeu. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dacă nu mai ai pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ce mai ai în pandemia aceasta? Cine te mai întărește? Cine te mai călăuzește? Cine îți mai dă putere să treci pe toate aceste pericole ale pandemiei? Uitați-vă ce spune, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Cum, Davide, nu te interesează de armată, nu te interesează de robi, nu te interesează de bani, nu te interesează de templu, nu te interesează de nimic, dar acest nu era construit templu, dar era acel cort cu care ei aduceau slujbă înaintea lui Dumnezeu. Nu te interesează nimic din toate aceste lucruri, nu. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Oare pentru câți mai avem această dorință arzătoare să nu avem această mare pericol al pierderii Duhului Sfânt. Să nu fim în acest mare pericol în care, dacă nu mai sunt sări de stăruință, să nu mai avem nici vorbire în limb, dacă nu mai sunt săr de stăruință, să nu mai avem nici prorocii, să nu mai avem nici descoperiri din partea lui Dumnezeu. M-am tot întrebat, oare cum puteam noi să trăim de atâta timp dacă nu mai avem cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu mai avem glasul profetic, dacă nu mai ne vorbește Dumnezeu, dacă ne-a părăsit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, cum vom putea noi străbate prin toate aceste probleme ale vieții? Cum vom putea noi străbate prin toate aceste consecințe ale pandemiei și prin pandemie și tot ceea ce urmează ca și semne ale sfârșită? David Daniel, David știa foarte bine importanța Duhului Sfânt și a spus: Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. S-a citit acest pasaj din Matei și dacă ne uităm numai la pagina cealaltă, tot pe aceeași pagină, dar adică următoarea pagină, Cuvântul Domnului spune câteva versete de unde s-a oprit. Cuvântul Domnului spune despre cele zece fecioare, care cinci erau înțelepte și cinci erau neînțelepte. Erau toate fecioare, aveau toate candele. Erau toate adormite, dar s-au trezit cu toate. Toate au auzit glasul mirului, dar știți ce a fost trist? Că cinci n-au avut un delemn suficient. Îmi permis să spun că erau toate penticostale. Dacă toate au avut un delemn. Așa vorbim la modul practic acum. Îmi permis să spun asta, nu că uh, desconsider alte uh, religii și alte culte, dar vreau așa să vorbim pentru noi, că degeaba vorbim pentru alții. Trebuie să ne uităm la viața noastră și cu toate aceste lucruri, știți ce? Ce este trist pentru ele, că uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare, care au zis că mi-ajunge și... Uh, faptul că îți boteza la Pentecostal nu neapărat trebuie să am descoperiri. Să aibă descoperiri prorocii, să aibă descoperiri păstorii, să aibă descoperiri oamenii care au slujbele acestea. Mie nu trebuie, eu am așa un Duh Sfânt primit, poate chiar și cu vorbire în limbi, dar nu așa un, o adâncire în Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, nu așa o plinătate a Duhului Sfânt, în, așa fel încât, cum spunea cineva, nu eu să am Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt să mă aibă pe mine. Și știți ce este trist? Că mai pe urmă, pentru că într-o zi vei da și tu seama că e puțin unde lemnul din vasul tău. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, au știut și ele să vegheze, așa cum spune cuvântul Domnului să vegheze, au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne, deschide-ne, dar el le-a răspuns, dar el drept răspuns le-a zis, adevărat vă spun că nu vă cunosc, adevărat vă spun că nu vă cunosc. Adevărat vă spun că ați crezut că Duhul Sfânt e suficient așa în porții, fiecare după măsura credinței, se mai aud învățături și tot felul de învățături de genul acesta, că îl primești la botez, că îl primești uh, într-un fel sau în altul. Uitați-vă, chiar m-am gândit acum, uh, trebuie să trecem peste orice prejudecată și să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu ne dă dreptul și ne, ne dă dreptul și argumente biblice la ceea ce noi credem, atunci este perfect. Dar dacă este doar o motivație a noastră, ca să ne fie mai ușoară viața noastră Uitați-vă la ce risc noi ne expunem. Să spună Dumnezeu, nu vă cunosc, pentecostalilor. Nu vă cunosc, pocăiților, nu vă cunosc. Ați fost la stărință, ați fost prezenți. De ce? Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu v-a părăsit. Pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu n-a fost ceva viu în viețile voastre, n-a fost ceva palpabil în viețile voastre, n-a fost ceva permanent și n-a fost ceva plinătate în viețile voastre. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului printre ultimele cuvinte ale Domnului Isus Hristos. Luca 24, versetul 49. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți încetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Doamne, nu le spui în ultimele cuvinte din viața ta cădresate utenicilor ca să fie oameni deștepți, oameni care să fie așa, să știe cum să pună problema când vor veni persecuții, nu. Știți ce le spune? Trebuie să fiți plini de Duhul Sfânt. Trebuie să fiți plini de Duhul Sfânt. Trebuie să nu fiți supuși acestui pericol al pierderii Duhului Sfânt. Trebuie Dumnezeu să fie acela care să fie plinătate în viața voastră și apoi și în fapte în primul capitol vedem acest lucru. Dar nu numai așa de dragul de a ne lăuda, că noi suntem penticostali, noi avem călăuzire, deși să știți, este foarte important, mai ales în vremuri ca și acestea, să fim și spunea cineva că este marele privilegiu al nostru, al pocăiților, al penticostalilor, dacă vreți, că noi nu suntem așa la voia întâmplării. Noi nu trecem prin necazuri fără ca Dumnezeu să ne spună ce se întâmplă și atunci ai altă pace în inimă, ai altă liniște, ai altă încredere de care am amintit, cu care poți să mergi mai departe. Uitați-vă ce frumos spune cuvântul Domnului Romani, în Romanii, capitolul 15. De ce trebuie să ai Duhul Sfânt? Romani capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. De ce? Ca să vă puteți lăuda că, așa cum spunea cineva, că eu vorbesc în limbi mai mult decât toți. Nu Apostolul Pavel zic, că Apostolul Pavel uh, crede asta. Dar un om contemporan a spus acest lucru. Și uitați-vă ce spune. Dumnezeul nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința. De ce? Pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Dacă nu mai e nădejde. Uite-te, sursa nădejdei. Uite-te, sursa, sursa puterii tale, sursa încrederii tale este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și mă rog să nu pierzi acest Duhul, Sfânt, acest Duhul Sfânt, al lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să te ajute și mă rog ca să fii conștient de acest lucru, pentru că este un pericol al pandemiei. Dacă nu mai sunt stăruințe, să nu mai fi plin de Duhul Sfânt. Dacă nu mai sunt nopți de veche, dacă nu mai sunt uh, adunări așa prelungite, să vor, vină proror să vorbească, să nu mai avem glas profetic pentru fiecare dintre noi. Să trăim așa într-o istorie pentecostală în care când cândva Dumnezeu ne vorbea, cândva Dumnezeu ne transmitea mesaje prin glas profetic, cândva Dumnezeu făcea toate aceste lucruri, dar acum parcă este așa, s-a întâmplat ceva parcă acum 100 de ani. Nu, Dumnezeu vrea să-ți vorbească și ție în pandemie. Dumnezeu vrea să te clăuzească și pe tine. Dumnezeu vrea să ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața ta. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Voi, voi, 1 Petru, capitolul 1, versetul 5, voi sunteți păziți de cine? de mască, de dezinfectante, de tot ce vreți dumneavoastră. Nu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Ai tu această putere? Păi dacă nu ai această putere, poți să faci orice dezinfectant din lumea aceasta, pentru că până la urmă sufletul tău va fi răpus, până la urmă încercările vor fi de așa natură în vremurile din urmă, încât va fi insuportabil pentru cei care vor ajunge să trăiască și vremurile acelea. Și ce te vei face fără puterea lui Dumnezeu? Mă rog ca să nu fi prins nici de acest pericol al pierderilor și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi și în al treilea rând, pe lângă pericolul părăsirilor, și apropo, părăsirea, cred că v-ați dat seama, diferență între părăsire și pierdere. Când părăsești ceva, faci cu bună știință, Îți spunea nu de mult sora Lenuța Vereș, ți-ai părăsit dragostea, adică tu știi momentul în care te decizi că probabil altceva e mai important decât Dumnezeu, probabil altceva e mai important decât relația cu Dumnezeu, dar pe lângă părăsire, pe lângă pierdere, mai este și acest pericol al păcălelii. Pericolul păcălelii. Trăim într-o vreme și discutam nu demult cu un uh, om de știință, un cercetător, este directorul unui institut de cercetare și îmi spunea anumite lucruri pe care colaborăm și îmi spunea că uh, el trăiește într-o stare în care nu mai înțelege absolut nimic, nu mai știe ce este realitate și ce este ficțiune. Și spunea că e așa cuprins într-o într -o matrice de nu mai știe, și dacă te uiți la știri și la orice altceva, parcă nu mai ai încredere că ceea ce se spune este adevărat, nu este adevărat. Nu se știe dacă s-a găsit antidotul, nu se știe dacă e bun testul și tot felul de, de lucruri din acestea în care ești într-o mare încurcătură și nu mai știi nimic și ai și ajuns într-această mare păcăleală, dacă vreți. În această mare amăgire, și poate fi autoamăgire, poate fi amăgire din partea altora, și, mă rog, ca și de acest mare pericol, Dumnezeu să ne păzească. Dumnezeu să ne păzească este foarte important. Este foarte important, aminteam și în marți, cuvântul lui Dumnezeu, înaintea oricorui om de știință, ne spune că este foarte important la ce cugetăm. Cine cugetă la cuvântul lui Dumnezeu, găsește fericirea. Cine stă pe uh, canale de știri, fie și de la... Organizația Mondială a Sănătății și de la cine vreți dumneavoastră, de la orice statistică, nu poate să găsească fericirea. Cuvântul lui Dumnezeu îți dă fericire, Cuvântul lui Dumnezeu îți dă speranță, Cuvântul lui Dumnezeu te învață ceea ce trebuie să faci, Cuvântul lui Dumnezeu îți dă putere și, așa cum am spus, permiteți-mi câteva secunde să, să spun niște lucruri care nu neapărat sunt foarte uh, importante, dar pentru cei care cred că noi doar pe Cuvântul lui Dumnezeu ne bazăm și nu avem suport științific și uh, dacă îmi spunea cineva, dacă îmi dai și mie niște dovezi, atunci mai cred. Uitați-vă la oamenii de știință și uh, este foarte ușor de înțeles acum, noi, uitați-vă, fiecare dintre noi vrem să ne ferim de această pandemie, da? Purtăm măști, purtăm și foarte bine, nu sunt potrivă, uh, eu deja am stat de două ori în de autoizolare, deci eu respect regulile să nu credeți că sunt așa împotriva rânduielor, foarte bine să se facă toate aceste lucruri, dar știți ce este trist? Că noi credem că numai pandemia aceasta ne poate contamina. Credem că numai acea sursă radioactivă, razele X, gamma și altele de pot contamina, nu ne dăm seama că există și contaminarea psihologică. Există contaminarea psihologică când asculți o știre și tu crezi că nu e adevărat și crezi că oh, nu are nicio importanță. A mai stat așa relaxat în pat, a mai văzut o știre. Nu. Contaminarea psihologică există. Uitați-vă studiați pe internet dacă nu credeți cuvântul lui Dumnezeu care spune că este uh, cine cucește la cuvântul domnului găsește fericirea. Și nu numai că așa te afectează la nivel conștient, ci la nivel subconștient, acționează acea știre în mintea ta. Tu nu-ți dai seama, pentru că coboară la subconștient și tu crezi că, a, nu m-am auzit, dar nu e adevărat și mergi mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne ferească de acest mare pericol al păcălerii, al știrilor false, al breaking news-urilor, al fake news-urilor și al tot ce vreți dumneavoastră și vrea să ne adâncim privirile în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, abia, atunci vom scăpa și de acest pericol al păcălerilor. Dar mai este un pericol mare al păcălerilor, nu numai așa știrile care sunt false, nefalse și așa mai departe. Există acest mare uh, concept care l-am văzut și uh, între oamenii lui Dumnezeu, pentru care am mare stimă, dar uh, probabil n-am înțeles eu contextul, dar am văzut de foarte multe ori că mulți oameni se roagă Lui Dumnezeu ca să aducă Domnul vremuri de înviorare și sunt de acord cu asta. Se roagă Lui Dumnezeu ca uh, să scăpăm de pandemie și sunt de acord cu asta și eu, mă rog, ne rugăm cu toții și credem că este aceasta uh, doar o perioadă de trecere și iarăși toate lucrurile vor reveni la normal. Parcă nici acum nu realizează toată lumea că trăim vremurile din urmă. Parcă nici acum nu-și dă lumea seama că trebuie să se întâmple ceea ce cuvântul Domnului spune. Nu eu, eu nu vreau să îmi pe nimeni, din potrivă, uh, vreau să avem. Uh, nădejde, vreau să fim plin de credință, dar uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Apostolul Pavel, tot în 2 Timotei, dar în capitolul 3, să știți că în zilele din urmă, cum vor fi? Vremuri grele. Noi toți sperăm la vremuri mai bune, la vremuri de înviorare, la vremuri în care iarăși să fie plină biserica și cu stăruințe și cu toate aceste lucruri. Și eu sper și mă rog la toate aceste lucruri. Dar uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. În vremurile din urmă vor fi vremuri grele. Ești tu pregătit pentru asta? În loc să te pregătești pentru vremuri grele, tot aștepți și zici, lasă că o să fie vremuri mai bune și atunci o să mă pocăiesc mai mult. În loc să fii pregătit acum, când nu știi dacă vor mai fi vremuri bune, dacă vor mai fi vremuri grele, dacă vei mai avea ocazia să, să mai vii la stăruință, stăruiește acasă, în loc să ai, ai această râdnă și dorință în inima ta ca să fii prind de Duhul Sfânt și pui pe seama stăruințelor care poate vor fi în noiembrie, în februarie și, Doamne, dă să fie și iarăși să se umple biserica și să, să se aprinde biserica. Dar dacă nu se mai întâmplă toate aceste lucruri, ce faci? rămâi doar cu o nădejde amânată, rămâi așa în păcăleala ta cu, cu această speranță care, care, poate ca și vrăjmașul ți-o aduce în mintea ta și nu o să stai acasă în stăruință, nu o să stai oriunde ajungi în stăruință înaintea lui Dumnezeu și să fii plin de Duhul Sfânt, să fii dintre acelea care, așa cum spunea cuvântul Domnului, uitați-vă, Ioan consemnează ceea ce Isus a menționat și cu aceasta vreau să mă și opresc. Ioan, capitolul 16. Vă am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Și știți care fost aceste lucruri care le-a spus? În lume veți avea necazuri. În lume veți avea necazuri, dar nu-i punct aici, e numai punct și virgulă. E numai punct și virgulă și ce frumos că mesajul continuă și spune, dar îndrăzniți căci eu am biruit lumea, slăvit să fie Domnul. Vreau să ne rugăm cu toții atunci când va fi momentul să ne rugăm, ca să nu fim niciunul prinși de aceste mari pericole. Sunt pericole fizice acestea care le vedem cu toții, izolarea, carantinarea, sănătatea, libertatea și așa mai departe. Dar dincolo de toate aceste lucruri este acest mare pericol al părăsirii casei lui Dumnezeu. Acum am vine în minte că azi dimineața am ieșit până afară să mă duc până jos la baie și când am venit înapoi am văzut un tânăr, probabil era cu 3-4-5 ani mai mic mine, dacă nu chiar și mai mult, stătea cu un copil de 4 sau 5 ani și ori avea, și după aceea l-am tot urmărit, cred că două ore jumate sau trei ore cât a fost biserica, a stat cu copilul în brațe. M-am gândit, uite un om care are dragoste de Dumnezeu. Un om care are dragoste de Cuvântul lui Dumnezeu, un om care nu părăsește casa lui Dumnezeu așa cum foarte mulți o părăsesc așa de ușor și să nu părăsim această casa lui Dumnezeu, să nu cădem în acest pericol al părăsirilor, al pierderilor și al păcălilor și Dumnezeu să ne aștepte locul acesta. Amin.